Astăzi am făcut o salată răcoroasă și delicioasă cu fenicul. Pentru această rețetă am folosit o ceapă mică albă, două ridichi de lună, o jumătate de fenicul, 250 de grame de șuncă afumată sau puteți folosi și jambon afumat, am mai folosit 5 frunze de salată pe care le-am tăiat în bucăți mici, 2 castraveți potriviți și 5 roșii de mărime potrivită în jur de 500 de grame, o lingură de semințe de pin, sare, boia dulce afumată și piper alb măcinat după gust. Pentru dressing, zeama de la o jumătate de lămâie, două linguri de ulei de măsline. O lingură de muștar dulce, puteți folosi și muștar dijon. Peste salată m-am apucat să tai castraveții cu ajutorul unui cuțit ergonomic. I-am tăiat pe lung în fâșii cât mai subțiri. Am adăugat și șunca pe care o tăiasem în prealabil tot în fâșii subțiri, precum și roșiile pe care le-am tăiat în feliuțe. Le-am pus peste restul ingredientelor și m-am ocupat de fenicul. Le-am tăiat cât mai subțire rondele și l-am pus și pe el peste salata noastră. Am tăiat și ceapa cu bulețe, am adăugat și ceapa. Apoi am tăiat ridichile în feliuțe subțiri și am pus o lingură de semințe de pini. Puteți adăuga și mai multe, după gust. M-am ocupat de dressing, într-un borcan am stors zeama de lămâie, am pus lingurița de muștar și am asezonat cu condimentele necesare. Am adăugat puțin ulei de mătline, am pus capacul și am agitat foarte bine până când am obținut acest dressing cremos pe care l-am turnat peste salată. Apoi am amestecat energic și am obținut această salată delicioasă pe care am savurat-o. Este minunată și vă doresc poftă bună!